Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod mai special, așa de revenire. Da, deci din câte ați văzut, vreau să revin cu hacking-ul, am pus și acolo la comunitate să votați dacă vreți să revin. Logic că revin indiferent de răspunsuri, pentru că pur și simplu mi s-a făcut dor de comunitatea asta pe care am creat-o, m-am și uitat pe YouTube, m-am și uitat pe grupul de Facebook pe care la mulți v-ați apucat și voi de hacking pe YouTube, din câte am văzut, m-am și uitat la mulți dintre voi, la unii v-am comentat, la unii nu. Dar faza este că mi s-a făcut foarte dor de hacking și pur și simplu n-am mai suportat. Mă uitam și la Bihab, care am văzut că a revenit și el după valul ăla, da, deci știți că la un moment dat apăruse o știre falsă că YouTube-ul nu mai permite cheat-uri și prostii de alea și în seara aia în care am auzit și eu, mi-am șters toate videoclipurile de pe canal cu hacking, cu lacrimi în ochi, desigur, pentru că mi-a părut foarte rău de ele, dar le-am șters și de atunci treaba nu a mai mers așa cum a trebuit, pur și simplu nu mai aveam niciun chef, mă gândeam că toată munca mea e în zadar, că oricum o să șterg videoclipurile și nu am mai avut niciun chef, dar uite că nu a fost așa, tot am revenit la un moment dat, parteneriatul cu Unity s-a dus, din păcate, le-am trimis mesaj din nou la băieți să văd dacă o să mai accepte. Nu știu dacă o să mai accepte pentru că am fost cam nesimțit având în vedere că pur și simplu am dispărut, adică n-am mai postat nimic pe canalul de YouTube, nici măcar nu le-am dat mesaj că vreau să închei parteneriatul, pur și simplu am încheiat orice legătură cu lumea virtuală, adică n-am mai stat aproape deloc pe PC în ultimele luni. Și da, am fost cam nesimțit la faza aia cu cei de la Unity pentru că puteam măcar să le zic că nu mai filmez cu cheat-ul lor și că mă las de hacking. Da, eu n-am făcut chestia asta, pur și simplu am încheiat orice legătură cu ei. Mi-au scos licența până la urmă, desigur, pentru că vă dați seama, n-am mai filmat, n-am mai făcut nimic. Băieți au zis, bă, ce naiba e cu ăsta? Și mi-au scos licența. Deci, momentan nu mai am licența la Unity, le-am dat mesaj, dacă nu o să-mi accepte, nu e mare bai, oricum trebuie schimbare pe canal. Momentan nu am cu ce alt cheat să joc, deoarece vreau un cheat ca lumea, adică gândiți-vă, eu cu Unity joc din 2018, de la început din ianuarie, și n-am luat niciodată vac cu el. Știți, eu vreau un cheat ca lumea, frate, care să aibă reputație că n-a fost detectat. Am promovat mai multe cheat-uri, nu dau nume pentru că nu vreau să fac reclamă negativă, dar am jucat cu mai multe cheat-uri pe parcurs cu care am luat vac chiar în două zile cu unele. Și nu vreau să joc cu cheat-uri nasoale, vreau să joc cu cheat-uri ca lumea, care pot să am siguranță că dacă vă dau vouă cheat-ul ăla, adică dacă îi fac promovare și voi îl cumpărați, că nu vă luați bani, pentru că eu vreau să fac reclamă la cheat-uri bune. Da, am mai făcut și reclamă la cheat-uri proaste, recunosc, fiecare om calcă strâmb, dar aia e, frate, o să încerc să fac promovări de acum numai la cheat-uri decente, să zic așa, sau dacă un cheat e mai, o să vă zic. Dar oricum, vreau să-mi recomandați cheat-uri gratis, pentru că vreau să încep și seria de cheating cu cheat-uri gratis. Și vreau să-mi recomandați și cheat-uri premium, pentru că aș vrea să vi le prezint și pe alea. Și ce să vă mai zic, bă băieți, sper că vă place, sper să mă jurați, mi-a fost dor de prietenii mei vechi, nu o să le dau nume, știți și voi. De vechii mei prieteni, frate. Și da, sper să vă placă că am revenit. Sper că v-a fost dor de mine. Și ne vedem zilele astea. O să vă mai anunț pe comunitate. O să încep să postez de când o să fac rost de cheat. Momentan n-am niciun cheat cu care să joc. N-am nici Unity, n-am nimic. Trebuie să văd dacă băieții de la Unity îmi răspund până mâine la cerere. Pentru că da, le-am făcut tichet să le fac din nou propunere de parteneriat. Sper să-mi accepte. Și da, în timpul absenței mele am făcut vreo 3.000 de abonați, aveam 35.000 când m-am lăsat de YouTube și acum am 38.000, deci chiar mă bucur că oamenii încă s-au uitat și încă s-au abonat la canalul meu când am fost inactiv. Oricum, bă băieți, vreau să vă spun că vă mulțumesc pentru suport, dați și voi, frate, un like să strângem 500 de like-uri, așa de revenire, chiar dacă nu știu dacă o să strângem atâtea. Și cum fac rost de cheat, o să mă și apuc de seriile de Legit de King. Sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi, frate, acolo un like, să strângem 500 de like-uri pentru revenirea mea și noi ne vedem data viitoare. Salut!